Dacă vă doriți ceva mai multă adrenalină, atunci puteți merge la Târgu Mureș. Acolo are loc o competiție spectaculoasă cu ATV-uri. Cosmin Blaga are amănuntă despre ce se petrece astăzi acolo. Cosmin, te ascultăm. Concurenții sunt deja în picioare pentru că la ora 10 începe a treia zi de concurs. În prima zi au fost 40 de participanți din toată țara care s-au aliniat la start, care de care mai ambițioși să câștige competiția. Însă astăzi unii se tem că nu vor putea participa din cauza că și-au făcut praf ATV-ul în primele zile de concurs pe traseele foarte anevoioase. Așadar, ieri nu le-a fost deloc ușor concurenților să ajungă întregi la finalul cursei. Înainte de concurs, participanții au știut că va fi o cursă grea, dar până la urmă acesta a fost și motivul pentru care s-au înscris în competiție. Sper să fie o competiție grea, sper să fie un traseu extrem. E traseele mele preferate, să fie mai mult extrem decât viteză. O să avem foarte mult de lucru. Traseul mai scurt, dar cred că o să avem vreo 4-5 ore de muncă. Muncă grea. Apoi a urmat cursa. Ai scos-o la gata? Să sperăm că da, acum o să vedem. Nu știu dacă avem ce să scoatem ca TV-ul care a răsturnat ei cam praf. Bineînțeles, din cursă nu au lipsit situațiile amuzante. La un moment dat, coloana de ATV-uri a trebuit să aștepte să treacă o turmă de oi ca să poată înainta. Vezi, alea roșii sta ciobanului. Alea cu roșu. Alealalte tot a lui. În această dimineață, la ora 10, concurenții care mai au ATV-urile întregi vor lua startul celei de-a treia zi de concurs. Mâine, după ultimele probe, va avea loc festivitatea de premiere, iar participanții vor avea parte și de o petrecere din partea organizatorilor.